Astăzi vom continua discuția: în legătură cu influența filozofiei și religiei salmoxiene asupra lui Socrate, în tabăra de la Potidea. Spuneam în episodul anterior că armatele ateniene, grupate în jurul fortificațiilor de la Potidea, au reușit să câștige mai multe bătălii, dar nu au reușit să cucerească orașul. Prin urmare, încercuirea ateniană de la Potidea a durat între 430 și 429. Acum este momentul în care Socrate are timp și se întâlnește cu medicul Zalmoxian, care îl tratează atât de durerile de cap, cât și îl inițiază în noua religie. De fapt, Socrate și Mărturisește-l în dialogul Carmides că i-a jurat medicului Trac să păstreze tăcerea, ceea ce înseamnă că a fost inițiat într-un ritual misteric. În acel moment, Ocrate avea 38 de ani. Prin urmare, de la 38 de ani și până la 40 de ani, Socrate s-a aflat permanent sub influența acestei filozofii. Și, în jurul vârstei de 70 de ani, a fost și condamnat la moarte pentru noile idei introduse în Atena. Idei considerate periculoase de conducerea cetății. Acum este necesar să spunem câteva cuvinte despre dialogul Carmides. Carmides este un personaj din acest dialog care dă și titlul operei. El se mai numește și despre înțelepciune, fiindcă abordează tema înțelepciunii: cum poate deveni un om înțelept și prin ce metode. Dialogul Carmides a fost scris de Platon atunci când Socrate încă se mai afla în viață, deci a fost scris înainte de anul 399. Sigur, acest lucru nu rezultă din dialog, adică nu avem anul scris pe, pe manuscris, dar aceasta este concluzia celor mai mulți comentatori din epoca modernă a lui Platon, care studiind stilul acestui dialog și comparându-l cu altele, dar și timpul prezent mereu folosit în dialog, au ajuns la această concluzie. Așadar, dialogul Carmides este unul de tinerețe a lui Platon, cu mult mai scurt decât celelalte. Comentatorii operei platonicene, de asemenea, au considerat că Platon a redactat acest dialog în jurul vârstei de 40 de ani, deci la deplină maturitate, atunci când Socrate se apropia de vârsta de 70 de ani, adică de momentul trecerii în cealaltă lume. Nu vom analiza toate ideile din acest dialog, ci doar cele care se referă la relația dintre Socrate și medicul Am identificat pe, în fragmentul respectiv care face referire la medicul Zamoxis nouă idei principale pe care vrem să le luăm în discuție astăzi. În prima idee, o idee foarte importantă, este aceea referitoare la statutul lui Zalmoxis atunci când se întâlnește socrate la Apotidea cu medicul Zalmoxian. Medicul acesta afirmă că Zalmoxis, adăugă el, adică medicul Zalmoxian, regele nostru care este zeu sau daimon, în unele, în unele manuscrise apare și formula daimon. Acest fragment îl completează pe cel din istoriile lui Herodot, unde se afirmă că Zalmoxis este o persoană reală care făcea adunări în templu. Era o persoană care deținea o importantă avere încât își permitea să aibă templu și să facă adunări pentru celelalte personaje importante din societatea getică. După moarte, Zalmoxis a fost așadar zeificat și a devenit daimon. Prin urmare o ființă semidivină așa cum apare și în alte, în alte opere filozofice și istorice din Antichitate Prin urmare Platon și Socrate în acest dialog confirmă faptul că Zalmoxis a fost o persoană reală că a fost rege și că a fost zeificat așa cum vom vedea și, în, și la alți autori O altă idee importantă este aceea că Zalmoxis și ucenicii săi aveau știința de a face sufletul nemuritor. Iată ce spune, ce spune Socrate prin vocea lui Platon în acest dialog. Medicii lui Zalmoxis despre care se zice că stăpânesc meșteșugul de a, face, de a te face nemuritor. O informație de acest tip o găsim și la Herodot în istoriile sale. Acesta afirmă că dintre toți înțelepții lumii din secolele 7-6 -VI înaintea erei noastre, doar Zalmoxis știa să te facă nemuritor. <coughs> din acest motiv, geții erau considerați de către părintele istoriei cei mai vitești și mai drepți dintre tragi. Prin urmare, cele două idei din Carmides confirmă ceea ce spunea și. Herodot despre, despre Get și despre Zalmoxis. O altă idee importantă care transpare din acest text este aceea referitoare la modul în care vindecau medicii greci și prin opoziție vom vedea cum vindeca medicul Zalmoxian. Vom da acest citat un pic mai lung. Citez. Aceasta este și pricina pentru care medicii greci nu izbutesc să vindece cele mai multe boli. Ei nu se ridică până la întregul de care ar trebui să se îngrijească, iar dacă acestia nu merge bine, nici partea nu se poate însănătoși. Și tocmai aceasta e greșeală pe care o fac astăzi oamenii, urmă el, căci încearcă să fie medici ai unei părți numai fără cealaltă. Din acest fragment, am încheiat citat din acest fragment, <coughs> Reiese că medicii greci din vremea lui Socrate, adică din secolul V înaintea erei noastre, tratau doar părțile, adică cauza bolii, nu și efectul, nu și întregul. De asemenea, mai rezultă că niciunul din acești medici nu se ocupa de Suflet, și mai rezultă că nici unul nu știa că bolile trupului vin de la Suflet, și anume de la dezechilibrul energetic al acestuia. Din păcate, în spațiul occidental, această medicină a ieșuat. Deși a ieșuat, a fost totuși practicată 2500 de ani și culmea este că se mai practică astăzi în proporție de 90%. O altă idee foarte importantă care transpare din textul Carmides, din dialogul Carmides, este aceea referitoare la principiile medicinei, principiile filozofiei zalmoxiene. Noi, principii noi introduse de Socrate la Atena, motiv pentru care a fost și condamnat la moarte. Iată citatul un pic mai lung. Nu trebuie să. Acesta este citat din medicul zalmoxian. Nu trebuie să încercăm a vindeca ochii fără să vindecăm capul, ori capul fără să ținem seama de trup, tot astfel nici trupul nu poate fi însănătoșit fără suflet. Și toate de aici pornesc, îmi el, de la suflet, atât cele rele cât și cele bune ale trupului ori ale făpturii noastre de pline și de aici se revarsă ele așa cum de la cap totul se răsfrânge asupra ochilor. Prin urmare, mai ales sufletul se cade îngrijit dacă avem de gând să aducem la bună stare atât capul cât și trupul. Am încheiat citatul. Așadar, omul, în concepția medicului Zalmoxian, în concepția lui Zalmoxis, trebuia tratat ca un întreg, ca un întreg format din suflet și trup. Tratarea bolilor trebuia să înceapă de la suflet ca întreg, iar apoi să se îndrepte spre trup. Medicul Zalmoxian practica, așadar, o medicină holistă, la nivelul secolului 7-6 -VI, înaintea erei noastre. O medicină care este astăzi, iată în mileniul 3, una de avantgardă, dedicată doar bogaților lumii, în timp ce 90% dintre pacienți sunt tratați, să zicem așa, după modelul grecesc, adică modelul cauzelor și modelul tratării doar a unor părți ale trupului, nu a sufletului ca întreg, nu a ființei umane ca, ca întreg. O altă idee foarte importantă ce rezultă din acest dialog este se referă la modalitatea în care erau vindecați pacienții și anume prin descântece de către acest medic zalmoxian. Citez. Iar sufletul arăta el, dragul meu, se îngrijește cu anumite descântece. Învățându-mă așadar asemenea, lac și asemenea leaca și asemenea descântece, m-a îndemnat totodată să nu mă las înduplecat. De nimeni să îngrijesc capul, culeacul acesta până nu va fi înfățișat mai întâi sufletul spre a fi îngrijit prin descântec Am încheiat citatul Așadar, principala metodă de vindecare se adresează sufletului și această metodă este descântecul Despre descântec, Socrate și Platon nu vorbesc prea mult Este un subiect misterii pe care nu îl detaliază în cărți, evident, l-au, desfășurat, l-au detaliat în dialogurile lor față în față. Și se mulțumesc doar cu următoarea definiție a descântecului. Deci, ce este un descântec? În opinia lui Socrate și a lui Platon. Descântecele acestea nu sunt altceva decât rostirile frumoase. Așadar, descântecul este o rostire frumoasă, nu un cântec. O rostire frumoasă, adică o rostire echilibrată în ritmul sufletului. Deci așadar nu este nici o vrajă, nici o magie, așa cum se, se presupune astăzi și nici un alt tip de ritual ezoteric. O altă idee a șaptea care îmi transpare din dialogul Carmides referitor la acest subiect foarte importantă de asemenea este că descântecul este o cale spre înțelepciune. Citez. Din asemenea rostir se iscă în suflete înțelepciune, adică din descântece. Iar odată cu aceste iese la iveală și stăruie în noi, îi e lesne să deschidă calea sănătății și către cap și către, și către, tot trupul. Am încheiat citatul. Așadar, prin intermediul descântece, celui care este o rostire frumoasă. Sufletele oamenilor se înțelepțesc în primul rând, dar în al doilea rând devin mai bune și prin aceasta mai sănătoase. Așadar, descântecul face sufletul mai înțelept, mai echilibrat și prin aceasta trupul devine și el mai sănătos, adică mai mai puțin receptiv la boli. Cam aceasta este ideea, adică înțelepciunea ne însănătoțește atât fizic cât și spiritual, Cât și sufletește. Oamenii înțelepți sunt niște oameni sănătoși, sufletește și fizic. A opta idee din acest dialog, pe care am identificat-o, este aceea că descântecul implică și plante. Iată citatul: i-am spus că ar fi o anume buruiană, dar că pe lângă leac trebuie. Adaus și un descântec, iar versul acesta, dacă e lăsat să cadă odată cu folosirea leacului, de măduire de plină. Fără el, însă, Buriana nu era de niciun ajutor. Am încheiat citatul. Așadar, leacurile naturiste, fără aportul descântecului, nu au niciun efect. Cam aceasta este ideea ce rezultă de aici. Prin urmare, este necesar ca într-o vindecare. Într-un procedeu de vindecare să se aplice ambele, um, ambele metode În primul rând să se înceapă cu descântecul și în al doilea rând să se trateze local boala prin intermediul plantelor Și ultima idee, dar nu uh, cea mai lipsită de importanță, din potrivă este una dintre ideile de bază ale acestui dialog Este că Socrate a fost inițiat de medicul Zalmoxian prin jurământul tăcerii Iată ce spune de data aceasta Socrate eu, așadar, am să-i dau ascultare, căci am jurat-o și sunt dator să-i dau ascultare. Am încheiat citatul. Deci, Socrate jură că învățătura aceasta misterică va fi păstrată sub cheie și va fi um, înfățișată doar anumitor persoane, adică celor din jurul său. Important este că Socrate. Menționează totuși acest jurământ și Platon în dialogul Carmides, dar nu menționează detaliile. Deci nu o să găsim niciodată numele zeilor pe care îi celebra Socrate, niște zei noi pentru care el este condamnat la moarte. Nu le pronunță aceste nume nici Socrate, nici acuzatorii săi, și nici Platon, ceea ce înseamnă că Socrate le-a păstrat sub cheie. Și a plecat în cealaltă lume cu ele pe buze, ca să spunem așa. Din acest motiv a fost și condamnat la moarte de către adunarea poporului din Atena. Acest proces, adică simulacru de proces, este înfățișat de Platon în Dialogul Apărarea lui Socrate. Este un dialog platonician. De a lui Platon, care acest proces s-a desfășurat, așadar, după războaiele peloponesiace în anul 399. Și în care Atena a pierdut aproape totul, și iată că îl va pierde și pe Socrate, îl va condamna la moarte. Deci, adunarea poporului din Atena l-a condamnat la moarte pe Socrate, acuzându-l de trei de trei impietăți, ca să zicem așa. În primul rând că nu crede în zei atenei, adică nu, nu se închină lor, nu le, nu, le, nu le celebrează numele și așa mai departe. În al doilea rând că a introdus în cetate alți zei. însă, așa cum spuneam, numele acestor zei nu apare nici în capetele de acuzare, nu apare nici în apărarea lui Socrate și nu sunt detaliate nici de Platon. Prin urmare acești zei sunt cei primiți de la medicul Zalmoxian că, pentru care Socrate a jurat să păstreze tăcerea. În al treilea rând, că a corupt tineretul din Atena cu acești noi zei și cu noile moravuri. Adunarea poporului a votat cu 280 de voturi pentru pedeapsa capitală și cu 220 de voturi împotriva, deci a rezultat o majoritate de 60 de voturi pentru. Motiv care, pentru care Socrate va fi condamnat la moarte În timpul procesului și imediat după acesta, discipolii lui Socrate au încercat totuși să transforme pedeapsa capitală într-o amendă Și au oferit adunării poporului 30 de mine este o unitate, Nu este o unitate monetară, este o unitate pentru greutatea metalelor în Atena 30 de mine convertită în monedă înseamnă 60.000 de drachme din argint sau în termen modern 261,6 kg de argint deci este o cantitate considerabilă de argint pe care discipolii săi le-au oferit-o le oferit grecilor însă Socrates a, a, a refuzat acest târg și a mers mai departe pe respectarea sentinței Ceea ce este important este că Socrate în paralel cu, această, cu acest refuz a refuzat și să se apere în fața adunării poporului susținând că daimonul său i-a spus să nu se apere Deci permanent în acest dialog este vorba despre acest daimon interior care îl obligă să nu se apere de asemenea, mai motivat că are misiunea încredințată de un zeu Adică tot ceea ce a făcut el în viață a fost o misiune încredințată de un zeu Zeu pe care nu-l numește, numește Apare titlul de zeu, dar nu este numit niciodată care este numele său Misiunea de la care nu se poate sustrage nici sub amenințarea morții Iată cum definește Socrate atunci când este acuzat despre acest daimon de adunarea a poporului cum îl definește el în fața adunării ateniene? Citez, în mine vorbește ceva divin, un zeu. Există un glas care ori de câte ori se face auzit, mă oprește să fac ceea ce aveam de gând, dar niciodată nu mă îndeamnă să fac ceva. De fapt, am încheiat citatul, de fapt acest daimon este zeul pe care, în care în religia căruia Socrate a fost inițiat de către medicul Zalmoxian, și, prin urmare, la sfârșitul procesului, și la sfârșitul vieții, Socrate are probabil cea mai profundă afirmație din cele surprinse de Platon în dialogurile sale, și anume: Citez: Acum e timpul să plec, eu să mor, iar voi să trăiți. Care dintre noi se îndreaptă spre un bine mai mare? Nu știe nimeni altcineva, altcineva decât zeul. Am încheiat citatul. La sfârșitul acestui film putem să enunțăm câteva concluzii în legătură cu influența directă pe care medicul Zalmoxian a avut-o asupra lui Socrate, asupra celui care este considerat părintele filozofiei occidentale. Așadar, Socrate l-a întâlnit pe medicul Zalmoxian la vârsta de 30, 38 de ani, i-a preluat învățătura și a făcut-o cunoscută în rândul celorlalți grești din Atena timp de 32 de ani, deci trei decenii a vorbit Socrate despre, despre învățătura Zalmoxiană la Atena, fiind în final condamnat pentru aceasta de tribunalul atenian. A doua concluzie este că Socrate jură medicului Zalmoxian să păstreze caracterul misteric al acestei învățători De asemenea, Socrate se ține de cuvânt pe perioada celor 32 de ani fiindcă niciodată nu rostește vreun nume de zeu sau numele noilor zei pentru care el este acuzat De asemenea, Socrate și Platon sunt primii greci care află de la medicul Zalmoxian că toate bolile oamenilor vin de la suflet către trup și nu invers Este o idee nouă preluată de filozofia grecească și apoi dezvoltată în secolele următoare. De asemenea, Socrate și Platon sunt primii greci care află că înțelepciunea înseamnă vindecare. Prin înțelepciune omul se vindecă atât sufletește cât și trupește. O altă idee ce transpare din acest dialog și din întreaga, întreaga operă a lui Socrate este aceea că a nici Socrate, dar nici Zalmoxis nu au scris niciun rând Adică nu au scris nicio carte Întreaga învățătură a celor doi s-a propagat prin aceste rostiri frumoase care sunt de scânte Dacă încă nu ne-am lămurit cum s-a răspândit învățătura lui Zalmoxis și a lui Socrate Iată, chiar Socrate recunoaște și Platon că la baza acestei propagări rapide a învățăturii despre nemurirea sufletului au fost descântecele, care sunt rostiri frumoase. O altă idee este aceea că Socrate a fost primul filozof grec care a moșit adevărul. Este vorba despre metoda maieutică a nașterii adevărului. Or, Zalmoxis este în esență zeul moș, adică Zalmoxis, zeul moș. Cu alte cuvinte, adevărurile lui Socrate sunt adevărurile trimise prin zeul moș, prin Moxis, care nu este denumit ca atare, ci se spune întotdeauna Diamond, pentru ca Platon să fie protejat și următorii adepți ai lui Socrate. Diamond este un nume neutru. O altă idee este faptul că Socrate definește în dialogul apărarea lui Socrate, moartea în chip zalmoxian. Iată ce spune Socrate despre moarte. Citez. Moartea înseamnă o mutare a sufletului dintr-un loc în altul. Am încheiat citatul. Este așadar o definiție zalmoxiană a morții pe care o folosește și Traian atunci când se referă la dacii lui Decebalus. Acesta spune că dacii în războaiele din 101, 102 și apoi 105, 106 au fost atât de vitej în lupte, fiindcă ei credeau că în momentul morții sufletul pleca într-o călătorie. Așa, așa își explică Traian vitejia dacilor. Prin urmare, Traian și Socrate vorbesc despre același tip de moarte, unul în secolul V înaintea erei noastre, iar altul în secolul II. După Hristos, adică la 700 de ani, practic această, această concepție despre moarte s-a păstrat la, la Daci O altă idee importantă ce o, putem, ce o putem reliefa din acest dialog este că Socrates refuze să se apere și preferă moartea știind că va pleca în lumea divine pe care o făcut să cunoscută medicul Zalmoxian în urmă cu 32 de ani Acesta este motivul pentru care... Socrate refuză să se apere Iar cea mai importantă concluzie pe care o considerăm noi Este că Socrate a fost primul om de valoare din spațiul occidental Care a murit pentru ideile în care a crezut Deci înainte de el nu există niciun alt autor care să se jerfească pentru ideile sale și pentru filozofia sa El a demonstrat prin intermediul cuvântului Adică prin tot ceea ce a spus, adică prin intermediul descântecelui, dacă ar fi să-l parafrazăm pe medicul Zalmoxian Dar și a fapte, adică jertfa finală, că sufletul este mai presus de, trupul, de trup Aceasta este ideea cardinală a, a operei și a faptelor lui Socrate Că sufletul este mai presus decât trupul Totuși, din păcate, această idee a rămas în spațiul occidental doar la nivelul dezideratului. Fiindcă civilizația Socra occidentală din vremea lui Socrate și până astăzi este cea mai materialistă dintre toate civilizațiile care au existat pe pământ. Și dacă ar fi să-l para, să parafrazăm din nou pe Socrate și pe Platon și pe medicul Zalmoxian, este cea mai bolnavă dintre toate, fiindcă nu se adresează înțelepciunii, ci trupului. Dacă ar fi să-l parafrazăm în continuare pe Herodot, care spunea că geții se bucură atunci când moare cineva și se întristează la nașterea unui copil, am putea spune că Socrate a fost primul grec care a râs în hohote în fața morții. Există nenumărate zeci de tablouri din epoca medievală și epoca modernă care le înfățișează pe Socrate în momentul în care îngurgitează cu cuta ca fiind încordat. Nu este trist, dar este încordat. Totuși acești pictori nu au înțeles nimic din filozofia zalmoxiană, din faptul că Socrate a preluat o altă filozofie și că în momentul trecerii în cealaltă lume Socrate trebuia să fie fericit, adică în aceste tablouri Socrate trebuia să fie înfățișat fericit și nu încordat.